În iulie 1831, câțiva oameni dintr-un orășel din Sicilia au simțit un miros foarte puternic de sulf. După mai multe cercetări și-au dat seama că mirosul provine de la un vulcan subacvatic numit Empedocles, care se afla în zona de coastă a insulei. Inițial, oamenii au văzut fum și au crezut că provine de la o embarcațiune care a luat foc, după care un capitan al unui vas a văzut apa clocotind și a crezut că este vreun monstru marin. Pe data de 17 iulie a acelui an a devenit clar că nu era nicio embarcațiune în flăcări și nici un monstru marin. Era de fapt cu totul altceva, o insulă. Trebuie menționat de la început că această insulă era ceva foarte neplăcut. Mirosea a sulf, peisajul era dezolant, era compusă în întregime din roci vulcanice numite piroclaste și era foarte mică, avea o circumferință de 480 de metri și înălțimea maximă pe care a atins-o a fost de 63 de metri. Era doar o bucată mică și neînsemnată de piatră, dar, după cum știm din geopolitică, uneori astfel de locuri mici pot avea un impact major asupra lumii, așa cum s-a întâmplat cu Marea Britanie. Această mică insulă era aici, în mijlocul Mării Mediterane, între Sicilia și Tunisia. Deci, cine ar fi deținut-o ar fi avut control asupra unei rute maritime extrem de importantă. Din acest motiv, mai multe națiuni au început o luptă pentru posesia insulei. Primii care au revendicat insula au fost britanicii, pentru că Marea Britanie este țara care încearcă să revendice cât mai multe lucruri. Așa cum au făcut în Asia de Sud, centrul Africii, nordul Africii, sudul Africii, Orientul Mijlociu, America de Nord, America Centrală și în multe alte locuri din lume. Pe 1 august 1831, un capitan din Marina Regală Britanică pe nume Humphrey Fleming Sandhouse a mers pe insulă, a plantat steagul britanic, a declarat insula pământ britanic și a numit-o insula Graham. Al doilea care a revendicat insula a fost regele Ferdinand al celor două Sicilii, care a declarat insula ca aparținând regatului celor două Sicilii. Ca o mică paranteză, înainte de 1861, peninsula italiană era compusă din mai multe țări care se urau între ele, în timp ce acum este într-adevăr o singură țară formată din regiuni care se urăsc între ele. Ferdinand a numit insula Ferdinandea, motivul cred că este evident. După asta și francezii au revendicat insula și au numit-o Giulia după luna iulie în care insula a apărut. Și regele spaniol, care se numea tot Ferdinand, a revendicat insula, dar acesta era prins în conflicte legate de coloniile americane și era pe moarte, deci nu a mai avut timp să o și boteze. Timp de 5 luni, aceste țări au fost prinse într-un război diplomatic, dar până la urmă nu a câștigat nimeni. Asta pentru că înainte să se decidă un câștigător, insula a văzut cum toate aceste țări se ceartă pe ea și a decis să se ascundă înapoi în mare. Materialul piroclastic din care era formată insula nu era foarte compact, deci era foarte predispus eroziunii. Iar din această cauză, pe 17 decembrie 1831, insula a dispărut în mare. Se pare că nu era prima dată când se întâmpla asta. De fapt, din câte se știe, este a patra oară. Insula a fost văzută prima dată în timpul războaielor punice, adică în anii 264-241 înainte de Hristos. De atunci, la fiecare câteva sute de ani, vulcanul Empedocles se rupe destul de mult încât insula să apară, dar apele Mediteranei o înghit imediat după. Ultima dată, insula a apărut pentru foarte puțin timp în 1863, dar apariția a fost atât de scurtă încât nimeni nu a avut nici măcar timp să o revendice. În anii 2000 și 2002, oamenii de știință credeau că ar putea să apară din nou. Atunci, Sicilia a trimis o echipă de scafandri care să planteze un steag sub apă. Apropo de asta, Sicilia are probabil cel mai înfiorător steag, dar insula nu s-a ridicat deasupra nivelului mării și acel steag are acum rolul de a speria doar peștii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!